un sezon plin, un sezon foarte aglomerat de evenimente și de shooting-uri, să zic așa. Cursanții din ce în ce mai buni, adică pe măsură ce facem shooting-uri mai bune la Dallas și lucrurile se nișează, vin cumva oameni interesați de un anumit tip de fotografie și asta înseamnă că odată ce ei se selectează singuri prin nișa pe care noi am creat-o, sunt și mai interesați și mai buni pe partea asta de fotografie, de fashion și de portret. Deci cumva am reușit să atragem fix oamenii pe care ni-i dorim, avem cursanți foarte mișto, evoluează foarte repede, ne surprinde fiecare dată, avem deja peste 10 cursanți cu fotografii în Vogue Italia, ceea ce înseamnă că rezultatele sunt bune, e o confirmare pentru noi și tot mai mulți profesioniști din domeniu vor să se alăture shooting-urilor noastre. Foarte buni, foarte pasionați, își doresc foarte mult să învețe fotografia de portret, iar cei care au venit cu ideea de a face doar un hobby din chestia asta s-au răzgândit între timp pentru că le place foarte mult. E ca un microb. Nu e prima dată când mi s-a întâmplat asta și generațiile trecute au avut cam aceeași reacție. Am avut foarte mulți cursanți care au venit să învețe fotografia doar ca hobby sau să iau o diplomă și între timp i-a prins microbul ăsta și nu mai pot să se oprească. Am făcut shooting-uri cu modele profesioniste, ceea ce pentru un nivel de inițiere, entry level, înseamnă foarte mult. O surpriză foarte plăcută din partea designerului Mimi Chipăilă, care a venit până în București special pentru un shooting de Let's Go, a făcut Rocky special pentru shooting-urile de Let's Go. Am avut un shooting foarte conceptual, ea a fost art director la acest shooting și rezultatele au fost foarte bune, suntem super încântați de ce a ieșit. Am avut și un shooting de runway la prezentarea de modă de Let's Go, în care cursanții au putut să experimenteze fotografia de podium și fotografia de backstage, care e foarte tumultoasă și are foarte multe surprize. Și a fost o experiență foarte plăcută pentru ei. Genial! Am plecat cu niște așteptări. Adică, de fapt, nu aveam nicio așteptare, doar că am rămas puțin marcat de Bogdan, în sensul bun. Nu mă așteptam să găsesc un om atât de... Cred că relatable e cuvântul pe care îl caut, adică e și diferența de vârstă între noi e destul de mică. Chiar sunt mulțumit de ce, am ales și sunt bucuros că vin și la Avansați. Cursul a fost o experiență frumoasă, am învățat foarte multe lucruri pe care nu le-aș fi învățat nicăieri decât aici și de la un profesor cum e Bogdan, care își dă toată silința să ne învețe absolut orice și mă bucur că l-am terminat, aștept acum să-l începe următorul, cursul de Avansați și probabil voi merge și la cursul de Photoshop. Cum e Bogdan? Este foarte entuziasmat, este foarte bucuros cu ceea ce face, se vede că iubește clar fotografia și iubește să ne explice, are răbdarea necesară pentru a fi profesor pe așa ceva. Nu ignor nicio întrebare nu e greșită, e ce trebuie. Bogdan este profesorul ideal pentru orice cursant, orice student, explică foarte bine, e o persoană deschisă cu care poți discuta orice și, nu știu, e perfect. Cel mai mult mi-a plăcut faptul că nu există greșeală aici. Poți să vii, să te exprimi exact așa cum ești tu și se lucrează pe cum ești tu, nu pe cum ar trebui să fii într-un prototip, într-un arhetip, I don't know. Și ceea ce mi-a plăcut foarte mult este team building-ul. Nu găsești descursuri unde vii și se leagă ceva și în afara orei de curs. Adică nu venim aici individual, ci parcă devine ceva colectiv. Shooting-urile pe care le-am făcut aici. Nu mă așteptam ca la nivelul ăsta să se facă shooting-uri, mă așteptam să învățăm doar despre cum e să tragi pe manual, ceea ce am și învățat de altfel și a fost frumos. Am făcut 3 shooting-uri, toate cu stiliști, make-up artist, modele profi, a fost frumos.